Ulhac, centrare, prelea, prea Andreea, Adrian Cristea să șutează, îi trimită mingea în față, au recuperat repede dinamobiștii, Adrian Cristea, atacat de Abiodun, ține mingea excelent între trei adversari și șutează, gol! Dar Dinamo conduce Poli Timișoara cu 1-0, mai devreme a tras cu stângul slab Adrian Cristea, acum a prins un șut perfect cu piciorul drept. Alexa l-a ținut și de tricou, degeaba, Cristea trage năpraznic de la, cred că sunt 25 de metri spre 30 acolo. Popa. Și iată o reluare perfectă cu mingea, mergând la vinclul porții lui Marius Popa. Radu Ștefan și acum același Radu Ștefan îndepărtează pericolul. Ce a încercat să facă Adrian Cristea, s-a lăsat legea avantaj. Iată, reluare în stil brazilian, da. Nu degeaba cu echipierii spun Ronaldinho. Și o oprire cu cot de către dinamovist. Le pun repede dinamoviști. Iată-l pe Cristea într-un dribling prelungit. Se cere penalti, însă Hațeganu, de care vorbeam la dinamoviști, Cristea șutează de la distanță pe Cristea în culoar bun. Continuă Cristea, încearcă să-l depășească pe Gheară. O neînțelegere acolo între Gheară și Curcă. Centrarea lui Pulhac din... greu de rezistat într-un asemenea ritm. Ce șut prinde Adrian Cristea! Șutul, mingea a țopăit, și nici dacă n-ar fi țopăit, nu ar fi avut. Boștină execută Adrian Cristea și gol! Dinamo, 2-0! Superbă execuția lui Adrian. Spectator, ca și în prima repriză, când șutul lui Boștină a lovit bara transversală. Cu puține minute, cu 10 minute de fapt, înainte de finalul acestei prime părți, nicio șansă, absolut nicio șansă pentru Mihai Barbu. Poate dacă ar fi avut doi oameni pe linia porții, unul la prima bară. La gola lui Adrian Cristea în această ediție de campionat, poziția lui Dănciulescu este amenințată. Un voleu superb al lui Cristea și Mârne nu a mai avut ce face, chiar dacă șutul i-a venit la colțul scurt. Execuție.